Republica Moldova ori se unește cu România, ori moare, fiindcă aici noi vom deveni pur și simplu un stat de pensionari. Cât va mai rezista Republica Moldova în fața acestui terorism energetic lansat de Rusia? Guvernările de la Chișinău tot timpul au beneficiat de pe urma colaborării cu Transnistria 1 și 2, tot timpul au zis că dacă noi o să supărăm Rusia, o să ne taie gazul și curent. Republica Moldova, domnule Șelaru, poate deveni un stat sustenabil. Noi n-am avut bani să cumpărăm rachete anti-grindină. Ne-a bătut grindina de ne-a rupt, ca să spunem așa. Și vreți ca noi să cumpărăm complexe Patriot care să ne apere spațiul aerian? Toți invocă statutul ăsta de neutralitate, dar vedem că în afară de Rusia nimeni nu îl recunoaște. Păreri de rău, actuala guvernare suferă foarte mult la capitolul comunicare.